Bună seara, bună seara, dragii mei, frumoșii mei, ce faceți? Sper din suflet că sunteți toți bine. Ați văzut că eu astăzi am fost la Sfânta Margherita, am adus și o lumânare, care în această seară o aprind pentru voi, da? Ca să mă rog pentru voi, dragii mei, să vă meargă la toți bine. Bineînțeles că stăteam eu așa liniștită și o clientă de-a mea îmi spune: doamna Cristina, ia uitați ce face nebuna asta, care nu-i pe treaba ei. Este atât de invidioasă, vedeți, dragii mei, când eu fac un filmat și îmi pun încă perucă și arăt ok, asta crapă de ciudă, pentru că eu v-am zis că nu-i mai merg treburile. Ce face? Ia uitați, ia videoclipurile mele și le bagă pe TikTok și pe YouTube și scrie anunț important, faceți-vă, feriți-vă că umblă cu clanuri, nu știu ce dracu scrie ea, da? Uite că umblu cu clanuri, deci asta este ea. Îmi fură din videoclipurile mele, da? Și scrie aici, vă dați seama că face un răiat foarte grav. Deci adică, eu pot să îi fac probleme foarte mari la femeia asta, da? Dar ca să vedeți cât de tare o roade invidia și cât de invidioasă poate să fie pe mine, eu nu sunt nervoasă, pentru că eu am știut că iar o să turbeze dacă mă vede, mai ales că i-am scris has morocar, da? Pentru că nu merită respectată această ființă. Această ființă are probleme foarte, foarte grave. Se vede după acțiunile care le face cât este de jegoasă, ca să spunem așa. Pentru că asta nu e o femeie normală la cap să facă așa ceva. Dar eu v-am spus, o las să-și facă talentul. Ia uitați ce pune ea. Eu am fost astăzi la biserică și am pus lumânare și pentru dușman. Și satana o nebunit. Ați văzut că lucrează cu satana o persoană care e cu Dumnezeu, cum spune ea, ființă de lumină, cum era steaua divină sau cum o mai chema pe ea. Vă dați seama că n-ar fi făcut așa ceva. Ea nu știe ce să mai facă, că nu-i mai merge bine. Vă dați seama, uitați, mi-a trimis aici o clientă, eu nici măcar n-am văzut, o băgat pe YouTube, anunț important. Vă dați seama? Vă dați seama și uite ce facem. Trimite mie un videoclip, îmi ia mie un videoclip de acum 2-3 ani și scrie să se ferească lumea de mine, bagă pe TikTok, pe YouTube, de parcă, vezi, doamne, cine vede lucrul ăsta, ea crede că dacă făcând chestia asta, cineva rămâne foarte, foarte impresionat. No. Ca să vedeți cât de josnică poate să fie. Crede că ea mă deranjează pe mine sau mă face pe mine să mă enervez. Eu nu mă enervez, draga mea, tu ești nervoasă, tu nu poți să dormi, tu n-ai să mai dormi, spiritele te bântuie, vei fi mereu bântuită până când ți se va întâmpla ceva și ți se va rupe roata de la căruță și ai să intri fix cu capul unde meriți, da? E proastă, dragii mei, vă dați seama, cu orice mișloace încearcă să mă atace, vedeți, și voi v-am arătat și atunci când o vorbi de mine, că o aduce pe șoșoacă. Eu i-am făcut semnalări, dar na, acum fiecare ce și cum, o să-și primească oricum plata, bine meritat-o, dar și odată îi se înfundă, pentru că ulciorul nu merge de multe ori la apă, ca să vedeți ce este în stare, pentru că eu vă vin cu probe, da? Ea face un reat foarte grav, îmi fură mie un videoclip și scrie deasupra, deci nu se face așa ceva, nu-i canalul ei de YouTube, e YouTube-ul meu, dar îi bolnavă la cap, îi dementă, o roade atât de tare invidia pe mine, vă dați seama, încât îi în stare să facă orice, numai ca lumea să nu mă mai bage în seamă. Nu vrea să înțeleagă că ea a venit momentul în care ea este o falită și o falimentat, da? Și tot încearcă să mă provoace, dar nu reușește, pentru că drept dovadă, ați văzut, eu umblu la biserică pentru voi, i-am aprins și ei lumânare, bineînțeles, la vii, dar o să-i aprind la morți de azi înainte dacă mă enervez, dar nu sunt eu atât de josnică ca ea. Ia uitați și voi ce și cine știe ce o să mai facă, dragii mei. Bineînțeles că eu video ăsta îl pun și pe TikTok, ca să vadă și cei de pe TikTok care mă urmăresc, că majoritatea videourilor de pe YouTube le bag și pe TikTok. Vă dați seama ce încearcă să facă, pentru că nimeni de pe YouTube nu a avut curajul să o înfrunte. Și eu am avut curajul să mă piș pe ea, așa pe românește și pe țigănește, pentru că nu este altceva decât o femeie josnică. O femeie normală la cap nu face așa ceva. O femeie normală la cap nu reacționează în modul ăsta. Asta are probleme foarte grave, dragii mei, și eu v-am arătat dovezi de la ea că este în stare orice, să calce pe cadavre, că cred că ar fi în stare să mă și omoare, pentru că i-au făcut un video mai demult unde au spus că 40 de cuțite bagă în mine, ca să vă dați seama, m-au amenințat și cu moartea, dar nu vrea să mai recunoască și-o și șters live-urile. În halul în care i-au ajuns să-mi fure mie o poză,
și să-mi iei mie canalul meu de YouTube și să puie ea să scrie, să se ferească lumea de mine că eu sunt cum sunt, pentru că ea se vede pe ea în ce scrie, pentru că ea o șarlatanat oamenii și-o bătut joc de oameni, o luat mii și mii de euro, i-o blestemat pe oameni, nu le-o mai răspuns la telefon, da? Și oamenii care au luat țapă de la ea poate să și confirme, da? Pe mine nici nu mă interesează cine o mers la ea, cine vine la mine, fiecare să-și facă meseria, dar ea nu se potolește și o să vorbesc cu un preot care are foarte mari puteri și o să o pun unde-i locul. Și în momentul în care o să-i se întâmplă că își rupe o mână, un picior, cade cu nasul în cur, o să vadă ea atunci care-i locul. Pentru că până la urmă eu vă garantez că ei ceva îi se va întâmpla. Imposibil, dragii mei. Pentru că răul va merge la rău și binele la bine. Ați văzut cum lucrează satana. Eu astăzi am fost la o biserică cu har, unde sunt moaște. Și pe asta au apucat o strechea, pentru că pe satana așa l-apucă. Chiar și voi, dacă aveți în casă unul care e cu satana, dacă tu te duci la biserică când te întorci acasă, pe ăla l-apucă scandalul. Că-i frate tu, că-i soră ta, că-i maică ta, că-i taică tu. Așa funcționează satana. Pe ea o scormonește, înțelegeți? Nu mai are clienți, nu-i mai merge bine, nu mai face nimeni etalări la ea și ea nu vrea să recunoască, nu mai face banii care i-au făcut, că ea pentru o dezlegare de, cu cositorul la 4-500 de euro, 700. Vă dați seama cât eu cerut la o clientă de-a mea 1000 și ceva de euro. Vă dați seama cât e de... Și n-are nici autorizație, n-are nimic și când o să vină legea pe capul ei, că după câte am înțeles se va da și legea asta, ca fiecare va trebui să aibă autorizație, cine n-are va merge unde e locul, adică va plăti amendă, da? Se va face atestate că și aici trebuie să dai un concurs, trebuie să dai un test, să vezi cât ești de bună și așa mai departe, chiar dacă ai harul. Ați văzut? M-a făcut moldovean că acum că eu i-am zis haz morocar, da? Haz bale pul zambi. Acum e ciudă că vede că sunt țigancă și crapă de ciudă, da? Deci ca să vedeți și dumneavoastră cât este de bolnavă mental această femeie, eu m-am dus la această sfântă minunată, da? Și bineînțeles că ia uite ce face ea. Ia uite ce o apucă strechea pe ea și nu se potolește, vă garantez eu că nu se potolește, că de ciudă și că de invidie o să facă atât de multe lucruri încât nici ea singură nu mai știe. Dar va fi eliminată fix de abonații ei și de clienții ei. Ăia o să o scoată până la urmă. Vă dați seama, ăsta este un video de-al meu care l-am de 2 ani și ceva în urmă, da? Și uitați ce scrie ea, feriți-vă... Clan, eu fac parte din clan, da? Deci ea din București, clanul din București. Eu sunt în Italia, draga mea, n-am niciun clan, tu ești bolnavă mental, ai probleme foarte mari psihice, da? Îmi iei pozele, mi le sustrage, o să mă duc să vorbesc cu avocatul meu și să vedem cum rezolvăm problema, că eu pe tine până la urmă te pun jos. Dar o lăs în pace deocamdată să-și facă talentul, pentru că v-a zis că mult nu mai durează și o să zboare. Pentru că există divinitatea, ați văzut satana cum lucrează, binele cu binele și rău cu rău, ia uitați, a fost ciudă pe mine că m-am filmat pe stradă, a fost ciudă că m-am dus la biserică, la moaștele, la Margherita, chiar o să mă mai duc la aceste moaște și mă mai duc și la alte moaște și te bag în rac la moaștelor. Și vei vedea atunci ce ai să pățești dacă nu te potolești. Ce să vă zic, dragii mei, voi rugați-vă în continuare la sfinți, eu astăzi m-am rugat pentru voi, am pus lumânări și așa mai departe și, dragii mei, ca să vedeți și dumneavoastră că eu v-am mai arătat și când m-o sunat și ce-o vorbit, că o cheamă pe Șoșoacă și pe Putin, ia uitați-o cât e de bolnavă mental. Mă aștept la orice din partea la această femeie, dar este pe ultima sută de metri, că falimentul-i faliment, înțelegeți? V-am pupat și vă mulțumesc pentru tot!